Unde se află însă, mă întreb acum, dreapta românească în raporturile sale cu acest tip de afirmare publică a identității creștine? Ce sensibilități unesc sau dezbină, cum vom vedea, acest pol de reflexie doctrinară și de acțiune politică în țara noastră? N-am să intru acum în detalii care țin de genealogie intelectuală a modernității românești, dar am să vă spun că, într-adevăr, și în ultimile luni, au existat voci care au spus, din partea dreptă, evident, că există câteva priorități pentru România de astăzi. Și am să aleg, evident, deliberat un exemplu controversat, acela al prezenței religiei în școli. A existat o voce importantă pentru dreapta românească care a spus, foarte puțin Tocvilian, ca să adaug, că e o prioritate pentru viitorul Parlament să excludă, să elimine religia din școli. Asta, în pofida exemplelor de stabilitate pe care le-a dat o țară precum Statele Unite în ultimii 200 de ani, când vine vorba de contribuția valorilor religioase la democrație, și din nou paginile lui Tocqueville ne vin aici în minte. Însă un exemplu cu adevărat simptomatic, cred că îl reprezintă pozițiile asumate de doamna Alina Mungiu în ultimile luni, în ultimii ani. Comentariile sale publicistice, așa cum știm, conțin o întotdeauna foarte simpatică doză de vitriol antiteologic. Oricând ea și-a propus pastișizarea unor iconoclaști occidentali de la Simon Rushdie la Dan Brown, a reușit, într-adevăr, să insulte măcar unul dintre, domnia sa a reușit să insulte măcar unul dintre fondatorii creștinismului universal. Cunoașteți scandalul din marginea piesei Evangheliștii și n-aș vrea să intru acum în detalii. Cert este că, printr-o intrigă banală, și sunt experți în această seară care pot comenta mai mult intriga banală a acestui text, Evangheliștii, printr-un previzibil deznodământ în această piesă și mai ales printr-un dialog tern între actorii de pe scenă, scriitoarea moldavă a stârnit mult mai multe controverse teologice, mă tem, decât dezbateri literare. Și cei care n-au gustat capodopera domniei sale au primit următorul reproș. Autoarea moldavă le-a spus că ei nu reprezintă, citez, decât o țară de țărani. Bun, spre deosebire însă de, vă amintiți acum, scandalul din Danemarca, deci spre deosebire de caricaturiștii danezi, Alina Mungiu n-a reușit să obțină și rolul de victimă în această dezbatere. Episodul cu pricina, vă amintiți, în 2005, ne-a arătat doar atât că, în apus, ceea ce e o observație foarte importantă, cred că, pentru dreapta românească, deci în Occident, atunci când criteriile decenței sunt invocate de minoritatea islamică, aceste criterii sunt anexate imediat unei etici multiculturaliste. Când însă în răsăritul european, aceleași criterii ale decenței sunt invocate, evident, majoritatea creștină sfârșește prin a reprezenta un fundamentalism țărănesc. Și folosesc aici cuvintele autoarei citate de mine. Iată, deci, un paradox care l-a intrigat și pe Horia Roman Partafievici atunci când a vorbit despre o voce care lipsește creștinismul, anume, pe de o parte, în Europa seculară întâlnim situații în care stânga asistă neputincios la uciderea unui regizor precum Theo van Gogh, iar în spațiul românesc, dreapta pare să încurajeze militant cristofobia. Mă întreb oare cum am putea reconcilia această poziție intelectuală, care poate fi identificată și în alte paliere ale dreptei românești, cu vocile tradiționale ale dreptei, conservatoare, bunoară, cu scrierile regretatului Nicolae Steinhardt sau ale lui Alexandru Dupsu, pentru a nu mai aminti aici de Virgil Nemoianu, Andrei Freșu sau Teodor Baconski. Cum deci am putea reconcilia, întrebarea mea este, atât intelectual cât și politic, o dreaptă bismarchiană, ca să spun așa, care vrea o separare radicală a celor două domenii și chiar un antagonism între cele două, cu firmamentul stelar înțesat de mărturile unor luptători anticomuniști, dar care foarte mulți din generația mea, cel puțin, cred că țin, anume Corneliu Cobosu, Constantin Ticu Dumitrescu, Elisabeta Rizea, Ion Radziu sau Doina Fărea. Toate figuri care nu pot fi gândite în afara unei anumite asumări decente, discrete, dar ferme a identității creștine.